Bună ziua! În acest clip am pregătit pui cu legume și roșii la cuptor. Este o rețetă ușoară, gustoasă, delicioasă, o rețetă de regim, mai slabă în calorii și vă invit să o încercați și dumneavoastră. Rezultatul final a fost delicios. Am avut nevoie de un piept de pui dezosat și fără piele, condimente: oregano, rozmarin, usturoi granulat, băia de ardei dulce, sare, piper, ulei de măsline, apoi o tavă pentru cuptor, câteva legume, jumătate de ceapă roșie, câteva fire de pătrunjel verde, o jumătate de ardei gras verde, 3 roșii cherry și un fir de ceapă verde. Am început prin a spăla și a tăia puiul feliuțe, l-am pus în vas. Apoi am tăiat și legumele cu bulețe, roșiile, ardeiul și ceapa. Le-am adăugat peste carne în vas. Apoi ceapa verde, pe care am tăiat-o mai mare. Am condimentat după gust cu sare, piper, oregano, rozmarin, băia de ardei dulce și ulei de măsline. Am amestecat totul foarte bine. Apoi am tocat pătrunjelul mărunt și l-am presărat pe deasupra. Între timp am încins cuptorul la foc mare și am dat preparatul pentru circa 50 de minute. După 50 de minute am scos tava, am amestecat totul foarte bine și am mai dat pentru încă 5 minute. La final acesta este rezultatul. Mâncarea este delicioasă, acest piept de pui este mai dietetic și vă invit să-l încercați și dumneavoastră. Să aveți o zi ușoară și mult spor în bucătărie. Vă aștept și cu alte rețete. O primăvară frumoasă tuturor! La revedere!